peste Cături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi imoraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Bala, o avem în suflet. Există o epidemie, un fricoșepare de menințită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători, care sunt moarți, la drumul mare. Ce facem să lume n-are veche, toți de care în picioare, la pentru atâtea lucruri fără valoare. Ce facem să lume n-are veche, toți de care în picioare, la pentru atâtea lucruri fără valoare. Avem la aliniatul, la aliniatul 2, un amendament 2-1 al grupului PNL. Cine este pentru? 2-1 aliniatul PNL. Cine este pentru? E amendamentul dumneavoastră. Domnule președinte. Domnule președinte, e drept că se întâmplă ceva, dar nu putem continua în stilul ăsta. Vreau să suspendați ședința. Domnule președinte, sunteți președintele acestei ședințe, sunteți obligat să eliminați deputatul împreună cu boxă. Chemați oamenii din ordine, de ordine, așa cum prevede regulamentul, și îl îndepărtați pe tot timpul ședinței. Așa prevede regulamentul. Domnule președinte, haide să suspendăm ședința, să ne consultăm, să vedem cum facem mai departe. Da, pauză 5 minute. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi imoraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Bala, o avem în suflet. Există o epidemie, un fricoșepare de menințită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unicul.